Ziua bună și bine v-am găsit, dragi români! Continuăm în seria emisiunilor cu domnul general Gheorghe Dragomir. De ce? Pentru că dumneavoastră, cei care ne-ați scris și ne-ați rugat nu numai să facem anumite precizări, dar să și continuăm cu ceea ce are de spus domnul general. Domnul general, bine ați venit și vă mulțumesc că ați revenit la emisiunea în gura a lupului. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca subiectele care le vom uh, trata astăzi să susține interes ca și celelalte din uh, episoadele 1 și 2. La, la început, uh, dacă mi îngăduiți, am, aș dori după două episoade să uh, aduc uh, câteva precizări cu îngăduința dumneavoastră. Vă rog frumos! În primul rând, uh, aș dori să... Uh, Aduc în atenția uh, ascultătorilor și cei care vizionează acest, uh, această emisiune un element uh, esențial și anume profilul ofițerului de informații. Ofițerul de informații interne, externe sau din partea uh, serviciului de informație a armatei este... Uh, Supus, să spunem așa, este sub apelul României și execută misiuni în țară sau exterior pentru apărarea intereselor României, pentru promovarea României, românismului, apărarea ortodoxiei și spiritualității române. Atât înainte de 89, cât și după 89, cadrele de informații. Și-au făcut datoria, și se cuvine la această întâlnire a noastră de taină să aducem mulțumiri și respect camarazilor care și-au făcut datoria în condițiile în care, în perioada războiului rece, era o stare de confruntare între servicii nemai întâlnită. Dar, în același timp, confruntarea serviciilor de informații a dus la un echilibru de forțe între cele două blocuri militare și s-a prevenit războiul. Lucru esențial. De altfel, am adus o carte despre domnul general Caraman. Vă rog să o prezentați dumneavoastră și deci vă mulțumesc este o carte pentru carte extrem de interesantă. Se numește Mihai Caraman, un spion român în războiul rece având drept autor pe domnul Florian Banu, istoric și cercetător la CNSAS. Este o carte document care înfățișează, de fapt, rolul pe care l-a avut domnul general Caraman în menținerea echilibrului de forță între NATO și tratatul de la Varșovia. Informațiile sale de la NATO permițând acest echilibru și o diplomație a coexistenței pașnice. Deci a înțelegerii între cele două blocuri. Ideologice și militare și economice diferite. Deci este o carte care a fost lansată acum doi ani și uh, cred că e de mare interes să, să uh, Mă rețin atenția cei care sunt interesați de istoria serviciilor de informații pentru a înțelege mai bine că activitatea unui ofițer de informații nu se rezumă la a merge, cel puțin cei care folosesc acoperirea diplomatică, nu merg la recepții și, cum spunea cineva, că le îngheață mâna pe paharul cu whisky. Este o activitate extrem de laborioasă, este o adevărată artă a culegerii de informații și a, în același timp ați proteja agenții și sursele de informare. Această carte merită să fie studiată de cei care sunt interesați de uh, munca de informații, tinerii care ar dori să lucreze în această instituție onorabilă, indiferent de regimul politic, munca de informații trebuie să, să funcționeze la parametrii cât mai înalți. Evoluțiile uh, internaționale impun ca la selecționarea cad noilor cadre de informații să să aplice cu multă atenție asupra celor mai valoroși uh, oameni care poate să aducă o plus, plus valoare în munca de informații externe sau interne. În în era civilizației inteligenței artificiale și a noilor tehnologii, este o concurență și o provocare fantastică pentru serviciile de informații, atât pentru penetrarea în mediile în care se lucrează softurile pentru aceste, pentru această inteligență artificială, dar și pentru criptarea și protejarea propriilor informații. Vedeți atacuri cibernetice la, la instituții, spitale, la, la spitale, dar la nu parlament. Numai, la parlament. A fost la Pentagon, la CIA, peste tot. Și ce este foarte ciudat? Că la asemenea atacuri, mai ales în Occident, imediat trebuie să găsești, cum să spun, scuză pentru incompetența ta că ai fost vulnerabil la atac, entități statale sau lupi singuratici din spațiul cibernetic. Și cine sunt cei mai, să spunem, dușmanii sau inamici ai Occidentului, alianța răului, cum este denumită de americani, China, Rusia, Corea de Nord, Iranul și așa mai departe. Ori, în loc să spui problema prevenirea acestor vulnerabilități, tot cauți să dai vina pații. Ori, cred că lumea. S-a convins de uh, falsitatea unor uh, poziții de acest gen, de a uh, uh, arăta cu pisica neagră la alții în curte, în loc să-ți vezi propriile vulnerabilități. Aceeași discuție se uh, lansa și în timpul uh, acțiunii de deci jurețelei Caraman. Ar trebui să le precizăm telespectatorilor că, de fapt, Mihai Caraman a fost cel care a adus secrete importante da, de, de la, la NATO. Da, NATO da. Să le spunem așa. Sigur că da. A adus secrete importante de la NATO, zeci de mii de documente, top secret, cu, uh, uh, secrete uh, cosmice, aveau o, o clasificare diferită de a noastră. Însă, tot de la fel, dânsul a, a valorificat din plin. Pe de o parte experiența personală, calitățile lui de un om educat, un om de cultură, care reușea cu ușurință să-și facă relații dintre cele mai diferite și la cele mai înalte niveluri în societatea franceză. Aceasta a, a reușit prin studierea, persoanelor cu care a intrat în legătură și erau ținte predilecte din cadrul structurilor NATO, să, să, să le apropie și în același timp să le folosească vulnerabilitățile. Deci asta este o luptă între inteligențe, între servicii și câștigă cel care este motivat, care are mai multă abilitate și este și motivat cu de se... anumite sentimente, de anumite... Da. Ori Dânsu a fost un patriot adevărat, un om care și-a iubit și -și iubește țara și, din păcate, a suferit enorm de mult după reîntoarcerea de la Paris, fiind tratat ca eventual trădător și ținut marginalizat în. Cu toate că el a adus informații, informații. vitale Pentru blocul estic? Pentru, pentru România, România nu avea ce să facă cu acele informații, pentru că nu erau peste nivelul. nivelul nostru tehnologic al armatei și al industriei românești. Ori Ceaușescu a știut să le negocieze și să câștige, de pe urma acestor informații, unele uh, nuanțări în uh, politica uh, RSS-ului față de România. Este un, uh, să spunem, a fost un episod uh, care aduce respectul României în cadrul serviciilor de informații. Acum trei ani, în uh, Express Magazine, a fost o evocare a marilor spioni ai secolului 20, printre care un loc de onoare era alocat domnului general uh, Caraman. Uh, cred că uh, din uh, 20 de pagini care se referau la câțiva zeci de agenți, dânsului i vreo alocat 5-6 pagini. Deci, aproape de economia cărții, un sfert. Se -i transmite, domnul general, respectele noastre, respectele mele și, bineînțeles, salutul telespectatorilor spectatorilor că se uită. Și, sigur, s-a da. uitat și domnul general da. Caraman la emisiunile pe care noi da. de le-am avut până acum, cele două. Au... Un alt element care aș vrea să le vog la început de, de emisiune. Cred că se cuvine să aducem un omagiu camarazilor, deci ofițerilor și agenților care în timpul misiunilor, atât înainte de 89 cât și după, și-au pierdut viața, libertatea sau... La CIA este steluța acelor. fiecare, nu se știe. numele? Din păcate, la noi nu avem steluțe cum au. Nu s-a dorit acest lucru? Mi-e greu să comentez. Poate asta aspectul. e diferența: că serviciile de informații din afară, din America, se numesc intelligence, inteligență, iar la noi se numesc de informații și atât. Da, Știi ce se întâmplă? Este chestiunea de respect din partea societății față de uh, această categorie de oameni care uh, își expun viața, familia. Și libertatea lor pentru o idee, pentru ideea de a-și apăra țara de față de amenințări interne sau externe. La noi, da. dacă a fost nevoie de un țap spășitor, serviciile de informații sunt cei. Ele sunt vinovate. Da, e, e, cum îi spune, infractorul de serviciu și care trebuie <laughs> okay. culpabilizat. Aș vrea în continuare să prezentăm câteva, uh, să facem câteva precizări vis-a-vis -vis de celelalte două episoade. Ceva uh, m-a atras de urechi și mi-a spus că v-am întrebat când vorbeați despre Gonzales. Da. Și e. Să, eventual da. să prezentăm și cartea. Da. Corect. Și o prezentăm. Da. O prezentăm. Și pe asta uh, și articolul neapărat. Uh, da. Uh, este uh, este important să evocăm acest moment uh, spuneam și atunci că o gafă făcută de un demnitar poate să coste viitorul relațiilor politice, diplomatice și economice între țările respective. Deci, în final, grație relațiilor care am avut-o și tot la fel, zic, doamne, doamne, scoate în față oameni pe care, nu știu, nu i-ai cunoscut, dar când te-ai cunoscut cu ei, ți-au schimbat viața sau ți-au îmbunătățit sau ți-au creat probleme. Spuneam că acel personaj care ne-a ajutat atunci era o cunoștință veche din Maroc, care ocupa poziția de consul general în enclava Melilia, enclavă care era transformată în să spunem, cartier general militar uh, al Spaniei în, uh, pe, teritoriul, uh, pe teritoriul Marocului. Prin această enclavă, uh, firmele românești aduceau echipamente, oameni și tot ce aveam nevoie pentru construirea portului Nador din Maroc. Acest personaj a ajuns uh, să fie șeful de cabinet al lui Gonzalez, atât ca premier cât și ca președinte de partid, și dânsul ne-a toată chestiunea și a făcut un pic de lobby pe lângă Gonzalez să treacă peste evenimentul neplăcut și să accepte ca delegația română, condusă atunci de Petru Enache să uh, poată prezenta la Congresul Partidului Muncitor Spaniol mesajul din partea președintelui României și secretarului general al Partidului Comunist Român. Deci s-a reușit acest lucru, uh, s-a trecut, s-a șters cu buretele această pagină neagră în relațiile bilaterale și lucrurile s-au îmbunătățit ulterior. Deci ăsta a fost uh, momentul, s-a depășit cu bine până la urmă. Am înțeles. Și pentru telespectatorul care m-a tras de orechi, să revenim, că de aia și cartea aici, cu evenimentele din 15 martie. Evenimentele din 15 martie de la Târgu Mureș au fost, de fapt, o continuare a evenimentelor din decembrie 89. Spuneam atunci modul în care se pregăteau în Ungaria o serie de comandouri formate din practicanți ai, artelor marțiale, această, acești indivizi au format comandorile care au acționat în, în, la Târgu Mureș și au produs acele crime. Deci, cei care erau antrenați în afara granițelor în afară, României, de sigur, înainte care, de decembrie 89, au fost, fost folosiți în 89, pe urmă s-a continuat acțiunea, au rămas pe teritoriul României, s-a profitat de faptul că uh, serviciile, uh, securitatea nu mai opera, era trecută sub armată, sub controlul armate și ei uh, limita contactele cu agentura care o avea în interior și nouă la fel la început pentru exterior și vrea totul să treacă prin armată, prin direcția de informație a armatei. La fel în, la Târgu și evenimentele s-au succedat tot în ideea de a, a, a crea o diversiune și să fie o ocazie bună de a, a cum să spun, a, a pune în fața opiniei publice internaționale că România persecută minoritatea maghiară și e nevoie de protecție. O ruptură a Transilvaniei. Deci, asta, asta necesitând, pe de o parte, să, erau două uh, planuri. Unu, să, să meargă până la uh, dezlipirea uh, Transilvaniei de România. Doi, să se aducă trupe de, de menținere a păcii de la ONU. Care asta însemna, îți aducea din apropiere cine? Îți aducea din Ungaria, din Uniunea Sovietică și din țările foste socialiste și cu un grup poate din Franța sau. Un Germania. Mai mic acolo, mai mic acolo. Practic, de fapt, să-și. Pună... Era o ocupație, de fapt, a României, de, din partea unor trupe străine. S-a mediatizat foarte mult afară evenimentele cu Cofariu, că l-au făcut că este ungur. Și de fapt era român. Era român. Pentru și telespectatorii, să știți, da, da, cel da. care a fost bătut era român, da, nu era etnic ungur. Da, însă presa internațională, televiziune, l-au prezentat ca un martir al românilor, deci ei l-au. Al ungurilor. Da, 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 un martir al ungurilor, dar, cum să spun, distrus. Din punct de vedere fizic și uh, moral, de, uh, de români. De sălbatici români. Deci eram uh, considerați un popor sălbatic. Cu toate că sălbaticii care l-au disfigurat da. pe Cofariu erau etnie de un unguri. unguri. Da, da, da. Deci era, uh, cum să spun, și s-a inflamat foarte bine uh, zona și a fost pe punctul de a izbucni un război civil atunci. Și cum ați putut face să... Mai puțin noi, ca serviciu de informații, am putut, extern, am putut să, să intervenim, însă cu agenții care aveam pe afară și nu știu ce, știam ce să pune la cale și încercam, prin uh, uh, relațiile care aveam uh, profesionale. Să împărți imaginea făcută, creată de de o parte, era, era nevoie să convingem factorul politic de la vremea respectivă că e nevoie de o implicare mai serioasă în tratarea acestei probleme, inclusiv să trimită armata și jandarmeria în zonele acestea de conflict și să se uh, readucă ordinea și liniștea comunităților respective. În același timp să fie uh, arestați și și condamnați cei care au produs pe. Au fost omoruri abominabile. Un șef de post țin, despicat și pus, crucificat pe ușa ușa instituției. Probabil era tot român. Și păi român. român, român Omorâtul da, de da, unguri. Da, exact cum omorânt, au practicat-o în al doilea război, mondial după tratat. Exact, cu corp, cu... Când a intrat trăznea, toate comunele de a da, pe da, români, da, au scos. Da, sigur, sigur. sigur femei, copii, deci a fost o reeditare a evenimentelor de atunci. A înțeles cu mare greutate să înțeles la vremea respectivă să se implice factorul politic că erau ocupați cu lupta pentru putere, dar în plan extern toată mass media voia ce se întâmplă în România și uh, lucruri foarte grave la adresa României și românilor. Noi ne-am gândit la vremea respectivă, Domnule, cum să spun, au câștigat ungurii în 85 cu lansarea cărții Istoria Ungariei cu copeții bela în Italia, cu lansarea în Italia. Am relatat momentul acela. Însă, acum am găsit ca oportunitate rapidă să prezentăm opiniei publice niște date reale ale situației românilor și ungurilor din Transilvania. Și am găsit această carte, care a fost publicată în 1946, scrisă de academicianul Silviu Dragomir de la Cluj și uh, noi nu am făcut altceva decât prin uh, relațiile care le aveam la Universitatea din Cluj să obținem uh, o prefață din partea academicianului Vătășianu care a adus uh, la zi, să spunem, uh, evenimentele. Și această carte cu datele respective care sunt uh, bazate pe uh, studii sociologice și uh, statistica pe regiuni să, uh, să fie lansată la Paris, într-un mediu academic și cu sprijinul Ambasadei uh, României de la Paris. A trebuit precizat, mă scuzați că da. chiar trebuie să întreb pentru telespectatori, deci această carte a apărut deci, în, în vara la 1990 ca răspuns a evenimentelor din 15 martie. Cartea este în franceză, Ce, sigur. În, în limba franceză și a fost a, a fost editată de editora La Pensée Universelle da. și publicată deci la Paris, încă se vede prețul 180 de franci, încă mai erau franci, nu erau da, euro atunci. Da. Uh, vreau să subliniez aici un lucru foarte important, și anume uh, sprijinul de care ne-am bucurat noi ca serviciu de informații din partea premierului Roman. Când am propus acest proiect editorial, dânsul... Ca -a... să estompați imaginea creată exact, negativ exact. De, de, dânsul... de 15 exact. martie. A văzut cartea, a studiat-o și a spus, da, este uh, momentul să o republică. Dar găsiți pe cineva competent să, să scrie prefața. Și am găsit, a fost totul în regulă. Se punea problema lansării cărții și ca să faci un eveniment în 90 pe fondul unei campanii antiromânești, mai ales în Franța, unde Mitterrand era căsătorit cu Unguraică. A, nu știam asta. Da, cum să nu? Și că era, avea... era, era, un lobby unguresc extrem de puternic. Tot domnul prim-ministru Roman a avut amabilitatea să se implice personal, intenționat să meargă să participe la lansarea cărții, însă au venit evenimentele de 13-15 iunie. Cu minerii. Cu minerii, dar alt moment de răscruce pentru România, și a trebuit să rămână în țară. Însă, în fața mea, eram la dânsul în birou, în fața mea, a vorbit la telefon cu Ministrul Culturii din, din Franța, Jacques Lang. Era socialist și se cunoșteau din internaționala Socialistă, se cunoștea foarte bine și cu Felipe González, deci cu toți tinerii. Din, Socialiști din dinainte de 89. Da, dinainte de 89. Da. A fost foarte amabil și uh, ministrul Lang a fost prezent la lansarea cărții. A uh, fost un eveniment uh, cultural și istoric extrem de interesant. Participa foarte mulți și din emigrația română, de, din diasporă, uh, corp diplomatic și uh, atmosfera sa cam uh, liniștit uh, presa pentru că a fost ministru și a ținut foarte bine să prezinte cartea din punct de vedere istoric, cu date și cu tot ce a trebuit, s-a schimbat optica și în presă și au început să, să relateze unele articole extrem de favorabile și obiective față de situația din Transilvania. Bineînțeles că în România n-a avut niciun eco, că noi eram ocupați cu minierii, cu alte povești. Sau cu plantatul alelelor, Cu plantatul alelor, da. Deci am ținut să precizez acest lucru pentru că eu știu, sunt alții care să judece activitatea politică sau de guvernare a domnului Roman, însă, din punctul nostru de vedere, deci al serviciului de informații, am avut un sprijin efectiv în toate acțiunile care noi le-am demarat atunci. Să nu uităm că a fost și războiul din Golf, s-a creat uh, celulă de criză la Ministerul de Externe și eu a trebuit să mă duc, m-a desemnat din partea SIE, domnul general uh, uh, Caraman, să fiu reprezentant acolo. Vreau Pentru să că vă spun, dumneavoastră cunoaște, da. cunoșteați foarte bine zona. Cunoșteam zona, nu numai asta, dar Aveți eram să prezent, da, era, era în prezent în Orientul Mijlociu și ca uh, posibilități informative, dar și ca uh, expertiză. Și uh, vreau să vă spun că spectacolul care uh, se întâmpla la Ministerul de Externe era uh, de... Uh, cum să vă spun? O comedie proastă. Deci erau reprezentanți la nivel de secretari de stat sau subsecretari de stat de la toate ministerele implicate. Dar nu se discuta nimic despre uh, situația din, uh, din Golf. Noi trebuia să, să uh, închidem ambasada din Cuveit. Ce facem cu ambasada? Ce facem cu cifru, Ce facem cu oamenii? Ce facem cu agentura de acolo? Ce, erau și niște probleme. Foarte. Noi, cum să spun, trebuia să ai logistică ca să poți să, să demarezi niște treburi acolo. Nu interesa pe nimeni. Mergeam, prezentam evoluția situației, solicitam sprijin, că erau toți și factori de decizie și aveam nevoie de ajutorul lor. Era, era or, ministrul apărării atunci. Uh, Spiroiu. Spiroiul. Cu el ne-am înțeles foarte bine, cu Neanicu Spiroiu, un om admirabil. Însă erau înșaloanele 2-3 care. Emanații Revoluției. Era, emanații Revoluției, dar care nu interesa absolut deloc ce se întâmplă cu România, că de fapt era situația noastră din, din Orientul Mijlociu, din Golf. Am reușit tot așa cu ajutorul uh, colegilor din uh, rezidențele noastre din zonă, deci din uh, Irak, din uh, Iordania, din Liban, să începem să, uh, de, cum să spun, să dislocăm personalul, dar a trebuit. Tot așa, cu relațiile care le aveau oamenii noștri la, în structurile de informații din țările respective. Să asiguri un convoi, cum să spun, și cu pază militară să-i distribui în, în țările din, din zonă, era o mare problemă. Doi, ce facem cu cifru? trebuie să... documentele să le distrugi, altele să le conservi și să le iei cu tine, dar nu aveai certitudinea că nu atacă cineva asta, convoiul respectiv. Și au fost o serie de probleme extrem de complicate, dar care încet, încet s-au rezolvat. Ambasada la fel. Am... Solicitați sprijinul suedezilor, și ei ne-au. Am lăsat cheile, cum s-a spune, la ei. Și s-a părăsit, s-a închis ambasada, dar ai lăsat sediul rămânea. Și Suedia era. Nu, a fost foarte, foarte prezentă și apropiată. Dar ei nu au plecat din cuvânt. Nu, au avut un reprezentant care a rămas și era sub protecție militară americanilor, deci era. Încă nu, nu eram cu nu, aveam, atunci, nu, sau... nu Dar nu aveam, cum să spun, forța de a negocia cu, cu americanii sau să solicit sprijin. Mai ales că aveam în, în cărcă asemenea evenimente care se derulau în țara noastră, care puneau un semn foarte mare de întrebare asupra uh, viitorului României. Chiar, dumneavoastră, ocupându-vă de Serviciul de informații Externe, care a fost imaginea României după acțiunile 13, 15 iunie asta, 90? Asta deci era dezastroasă. Dezastroasă. Pe asta, ce să solici sprijinul la americani să te ajute când nu se știa în, no. în România? După 13-15 vin, vin mineriadele. Ce? Uh, ce putea să creadă oamenii despre noi? Că suntem un popor barbar, că suntem. și unii politicieni vorbeau de aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Și cine vorbea? Brucan și alții. Deci, aici a fost drama a României. Că, vedeți, dumneavoastră, Revoluția. Cine a venit pe tankurile sovietice în 44 cu Brigada Tudor Vladimirescu? Sașa, Berlădeanu, uh, Brucan și alții, și alții, și alții. Uh, ei au adus uh, bolșevismul în România și toți ei ne-au adus acum capitalismul. Deci este de râsul lumii, de știu cum să spun. Și ei vorbeau de aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Deci, ei care au, cum să spun, au fost uh, exponenții ideologiei bolșevice, cum să spun, și-au au trăit bine până în până 60. Păi cum... Asta a fost ambasadori, au fost oamenii care au deținut funcții în aparatul de stat, deci nu, nu erau marginalizați. După aceea, după ce a venit Ceaușescu, s-a mai rărit rândurile. Dar până atunci ei dețineau puterea și în serviciile de informații, tot ce însemna structuri de forță erau alogeni. Păi, am mai spus-o și o repet, ar trebui, nu știu, acum am auzit că CNSAS a scos o monografie a istoriei securității de la înființare în 48 până în 89. Două volume, sunt curios, o să vorbesc și o să mi le procur. Da, chiar sunt interesante. Da. Sunt curios să văd perioada asta, 44-64, cum este tratată. Că atunci s-au întâmplat cele mai mari. Pogromuri, dacă vreți. Atrocități. Atrocități și eliminarea atunci, elitelor. Elita. Tot, tot da, ce a fost exact. în armată, servicii, elita, Intelectuală. Culturală, elita culturală, elita inginerească, tot ce a fost crema inteligenței românești a fost distrus atunci. Sunt tare curios, că Tismăneanu a vorbit numai de perioada lui Ceaușescu. Cu toate că Tizmaneanu știm. Tizmaneanu, pe de... păi da, Tizmaneanu, Patatievici, cunoaște noi să cunoască. Păi Dar trebuie să le spuneți, să le spuneți telespectatorilor, că, sigur, ei nu știu. Deci, păi, cine a fost, spune? Păi a fost părintele lui Tizmaneanu? Spuneți-ne păi, A fost un mare ideolog al, și ilegalist. Comunist. Comun, bine, sigur că da. Bolșevic. Bolșevic mai clar. Și e interesant că, vedeți dumneavoastră, degeaba, domnul Iliescu, tot respectul pentru dânsul, pentru. e un om de e, cultură față de cei care sunt în ziua de astăzi, este fost un mare politician și un om de cultură rasat. Deci, pe mine m-a șocat chestiunea asta. Cum tu ca om care vrei să te desprinzi de năravurile respective trecutului, trecutului accepți ca să, îți faci, să scrii o carte cu tismăneanul, să-ți ia Tismaneanu, confesiunile domnului Iliescu. Și a scos o carte pe care am lansat-o la SNSPA, Așa, în 2014. Tot pentru telespectatorii SNSP se a fost Ștefan Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu, da, da. Școala Națională de uh, Studii Politice și Administrative. Deci am lansat-o atunci și au vorbit atât de frumos despre uh, atitudinea democratică a domnului Iliescu și de democrație și de anticomunism, că uh, te umfla râsul. Dar totuși Ismăneanu a fost transpartinică, după el s-a dus cu Băsescu, da, nu? Da, s-a dus cu toți ah, el era... E în gen chestiunea asta de a te lipi de putere. In... De, a lipi de putere, sigur că da. Și părintele lui Patapievici? Păi și el la fel, tot. Ideolog? Oameni, sigur, ideolog. Sigur, el era elita, era elita ideologică a Partidului Comunist a fost și Ana Paucor și... Deci, practic, hoțul strigă hoții. Da, și tatăl domnului Roman... Walter Roman. Walter Roman a fost general, răspundea de partea ideologică, un om cult, de altfel, care a făcut războiul din... În Spania. În Spania, sigur da, că da, atunci a cunoscut și soția, deci... Oameni, domnule, n-am nimic cu nimeni și eu, eu nu pot să spun că sunt un... Cum să zic, Conservator ca opțiune politică, social-democrat mai degrabă, cu componentă liberală. Liberală, da. Deci asta, asta e viziunea mea. Deci tot respectul față de ideile omului. Nu, nu, nu condamn asta, condamn faptele, atitudinea lui. Deci. La fel cum și Burcan a fost cel care, de fapt, a organizat omorârea ceaușeștilor. El a... Tot el a fost cel care s-a plimbat între Washington și Moscova. Da, și Ai... îl ura pe generalul Vlad pentru chestiunea asta. că Generalul Vlad l-a trimis cu sarcini să tatoneze și într-o parte și Știa că lucrează la mai multe capete, dar ceva transpira. Pe de o parte, pe de altă parte, el și punea într-o situație delicată... mai ți-au dat ție drumul înseamnă că ai ieșit la ai și acolo conexiuni. Deci a fost a, a jucat foarte inteligent domnul general Vlad la vremea respectivă. Apropo de, de, de Brucan și de uh, modul cum a evoluat uh, România uh, și economia românească vreau să vă spun că în 90 uh, am încercat uh, noi, domnul general Caraman, eu care eram lângă dânsul, să avem un dialog cu, și clarificări cu toate forțele politice care emanase după, după evenimente. Și am căzut de acord să invităm pe rând la sediu din Batiște, al Centrului de Informații, al SIE. Să uh, invităm liderii de partid. L-am invitat pe uh, Câmpeanu. De la, la Paris, nu la... știu da. ce. Vreau să spun, prima dată când m-am dus la Senat și l-am invitat, uh, s-a speriat. Uh, pe bună dreptate, ei credeau despre noi, torționari, securiști erei. Da, da de a face și cu cazul Virgil Tănase, cu Goma, cu toate astea din Franța și normal zicea, băi, și caut eu la ăștia. Și noi i-am explicat și l-am invitat să vină să se cunoască și cu domnul general Caraman și să îi facem o prezentare cu ce ne ocupăm noi și care este viziunea noastră privind direcțiile de acțiune ale serviciului de informații externe în democrație. După primele ezitări, vreau să vă spun că a, a fost o plăcere să discut cu dânsul, Avea o, o și a schimbat părerea și despre ce înseamnă serviciul de informații românesc. Era un foarte bun patriot. Adică avea uh, sentimente puternice față de țară, față de uh, ortodoxie, deci era un, un om bine așezat în, uh, să spunem, uh, în, în românism. A doua secvență a fost cu domnul Coposu. L-am invitat și pe dânsul, a venit tot așa o plăcere să discuți cu dânsul. Și chestiunea asta ne-am făcut-o fără să-i cerem aprobarea domnului Iliescu, pentru că am considerat necesar că nu e cazul. Dom'le, ai independență. te duci exact ca să cer voie ca la, la profesor, da, da, îmi da. da dați voie să nu știu ce. Mă duc la baie. Și nu ceream, adică nu făceam nimic altceva, deci nu puneam de alianțe oculte o sau mai știu ce. Vreau să, să fim cunoscuți și să știu oamenii de noi. Veneai și pregăteam și legea de proiectul de lege de organizare a instituției și avea nevoie de sprijin în, în parlament în CFSN cum era atunci. În acest context am sugerat și noi prin diverse canale către domnul Iuliescu să aducem în guvernul roman oameni și din emigrație. Din diaspora. Din diaspora. Și primul la care ne-a referit a fost domnul Ion Raciu, care să dânsul Uniunea Românilor de petut De în sfârșit era o Uniunea Mondială a Românilor. Da, cu sediul la, la Londra, uh, milita împotriva lui Ceaușescu și tot felul de... Însă era foarte sensibil la problema maghiară și ne-a ajutat enorm de mult. Fără să, să știe, prin interpuși, dânsul avea tot felul de inițiative în publicarea de materiale, avea și un ziar pe care îl susținea el. Deci, indirect, își păstra românismul și ca Ardelean, el era Ardenian, așa, da. Ardelean sigur, Memorandiști da. din familie de memorandiști. Da, da. Omul avea cu totul altă eleganță dânsului. Știam că lucra cu servicii de informații britanice, nu era mai six da. Dar, păi uh... și să-mi crezi cum n-a lucrat și el, că e mai six de Așa. Deci nu, asta este, nu era asta problema. Și am, am propus să, să fie ministru de externe și vicepremier. Era o variantă extraordinară. Bineînțeles Era o deschidere, practic, cu imaginea României. Absolut. Și cu cine? Cu Marea Britanie, Canii, care da. totuși... Reprezenta. Avea un... Și reprezintă și astăzi. Și arăta, cum să spun, și ca diplomat, ca ținută, era, era un mare câștig pentru diplomația română. Și pentru, pentru, și pentru România, că avea un o altă, cum să spun, când mergea sau dau uh, un interviu. Ce vorbea în limba lui da, Shakespeare sigur sau Sigur că <laughs> da, era cu totul alta Alte. alura, alura da. unui diplomat occidental. Ceea ce ne doream. El l-a pus pe Sergiei. Pe, așa. Asta a fost. O altă variantă, a spus domnule, pentru organizarea economică a țării în viitor, deci economia de piață: că tot se bătea atunci monedă pe treaba asta. Venise Jeffrey Sachs în România, un mare miliardar american care a venit cu terapia de șoc. Să tai coada. Pisicii, dintr-o dată. Adică să arast tot dintr-o. să nu mai tărăgănesc cu reforme, cu nu știu ce. Faci o reformă brutală și cu asta e mai dureroasă, dar ai rezolvat problema. Noi atunci am sugerat pe Angelul persoană. Profesorul Angelul, profesorul Angelul, Angelul Rugina. Da. Profesor la mai multe universități de economie și finanțe. La mai multe universități americane, cetățean american, ieșise la pensie în 86, dar era profesor uh, uh, itinerant la diverse universități prin Europa. O figură, să spunem, legendară a economiei mondiale, cum ar veni. Și am uh, sugerat, și până la urmă a venit o munțară. Chiar și pensionari și s-au oferit să își aducă sprijinul, aportul la reorganizarea finanțelor României și a economiei românești. Am venit în țară cu promisiunea din partea. Noastră, așa că va fi primit de domnul Iliescu, că uh, uh, domnul Roman la fel îl așteaptă și că s-ar putea să-i ofere uh, o anumită poziție. S Dar se apuce să scrie la reformă. Cum vede dânsul? Și am ținut pe la hotel o, o săptămână, două, nu mai aveam bani să-l mai ținem. Și Domnul profesor, încercați și dumneavoastră să vedeți. Roman ne-a mai ajutat, Roman l-a primit, însă, Brucan a făcut presiune asupra uh, domnului Iliescu, nici să n-audă de asta, că el avea alte variante. Nici să fie primit de domnul Iliescu și nici să primească vreo funcție așa cum. Uh, sugerase și Roman fusese de acolo. Sugerasem treaba asta. El vrea să facă, să convertească. Noi aveam rezerve vreo 60 de tone de argint și vrea să facă monede de argint, leu de argint, convertibil uh, internațional și să fie și pe piața românească. Deci, om avea o viziune mai aplicată, așa decât la noi, se vrea prăduială, prăduială. -a dat Asta a liber... fost dorința. Da, s-a dat liber la furt și la jef. A plecat omul cu coada între picioare, dar mers, i am mers, i-am mai aranjat noi la diverse unități, la universități să-l facă doctor Honoris causa. I-am ocupat timp, cum s-a spus. <laughs> dar <laughs> în final nu s-a ales cu nimic românia. Pentru că de era pe, și-a băcat de coada pe... Brucan. Da. Ideologul... Da. Da, 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 da. Deci. Poate că... care a hotărât omorârea ceorșeștilor chiar de Crăciun. Da. Păi, nu avea nicio. Nicio aprecare, apăsare. Nicio, aprecare, nicio da. apăsare, nimic. Poate chiar bucurie. Că știm foarte bine. Că tine... s-a întâmplat. Da. da. Cu sadismul, nu știți, parcă era o reptilă care rângea tot timpul și așa cu dispreț România era și românii pentru el era tratați cu dispreț. Dar beneficia după urma lor foarte bine. A beneficiat? S-au făcut bani? S-au îmbogățit? Da, 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 da nicio problemă. Au nicio trăit sim. bine mersi sim, sim. și pe perioada ceaușeștilor pe, și pe perioada comunistă? Da, el era ilegalist, considerat și avea acces la gospodarea de partid, avea pachetul când altul nu avea o Ce să pună pe masă? Așa, el primea pachetul cu de toate de acolo de la gospodarea de partid. Era deci, Ilescu înseamnă că e la fel de vinovat, totuși, ca și Brucan. Pentru că Brucan a fost cel care i-a dat, dar Ilescu a acceptat. Iliescu a, 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 v-am spus, era un personaj cu care nu puteai să comunici. Adică. Nu făcea nici nu îți făcea bine, nici rău. Era așa, făcea o tăcută <gântu -s> simbolică. Deci, nu, nici nu te aproba, -a, nici -a. așa. Deci, era foarte complicat să, să lucrezi cu dânsul. Domnul general, vă mulțumesc pentru. Încheiem aici episodul 3 și promitem telespectatorilor că va urma cu siguranță și episodul 4, pentru că. Cum spuneam, din primul episod aveți un bagaj de informații și de cunoștințe atât de vast încât e greu să faceți toată apologia serviciului de informații externe și asie după 1990 în două episoade iată e treilea și încă mai avem multe alte de spus vă mulțumesc încă o dată pentru acceptul Pe participării la emisiunea gura lupului, mulțumim telespectatorilor care ați avut răbdarea să vă uitați la noi nu uitați dacă v-a plăcut un subscribe și un share la podcastul în gura lupului mulțumim Cinematica Media Solutions pentru producerea acestui podcast și în ultimul rând televiziunii Tele Moldova Plus pentru preluarea acestui podcast. Vă mulțumesc frumos că țin la voi, vă iubesc, mulțumesc de comentarii, că sunt pozitive sau negative, e un comentariu și eu îl accept cu plăcere și dacă e critică și e constructivă, îl îmbrățișez. Vă mulțumesc încă o dată, Doamne ajută! Vă mulțumesc și eu!